Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Astăzi voi face o etalare mai deosebită pentru toate cele 12 zodii, să vedem ce mesaje avem de la persoana dumneavoastră dragă pentru fiecare zodie în parte pentru weekendul 1 la 3 octombrie. Și vom extrage pentru zodia Berbec 3 mesaje. Pentru zodia Taur, 3 mesaje de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Pentru zodia Gemeni, 3 mesaje. Pentru zodia Rac, 3 mesaje. Pentru zodia Leu, 3 mesaje. Pentru zodia Fecioară, 3 mesaje. Pentru zodia Balanță, 3 mesaje de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Pentru weekendul 1 la 3 octombrie, zodia Scorpion. Zodia Săgetător. Zodia Capricorn. Zodia Vărsător. Și zodia Pești, 3 mesaje. Să vedem pentru fiecare zodie, ce mesaj ar dori să vă transmită persoana dragă pentru weekend? Să vedem pentru zodia Berbec. Primul mesaj, îmi doresc să ne împăcăm. Iată, deci în weekend e posibil să nativii din zodia Berbec să se împace cu persoana dragă în cazul în care sunteți separați. Vreau să călătoresc prin toată lumea alături de tine, deci e posibil în weekend poate faceți o mică excursie sau o plimbare prin parc, cine știe, poate primiți o invitație de la persoana dragă. Și al treilea mesaj, văd că ți-ai făcut prieteni noi. Deci e cu ochii pe dumneavoastră în cazul în care sunteți separați, să știți că nu v-a uitat și probabil că vă urmărește pe rețelele de socializare. Cert este că în acest weekend s-ar putea să vă contacteze și să-și dorească să vă împăcați în cazul în care sunteți certați. Haideți să vedem pentru zodia Taur, weekendul 1-3 octombrie. Am stricat tot ce a fost între noi, deci are anumite regrete persoana noastră dragă. În ceea ce privește relația cu dumneavoastră, poate în weekend va încerca să repare ceea ce a stricat. Alege înțelept, poate că dorește ca dumneavoastră să o alegeți pe această persoană dragă. Hai să ne distrăm, iată, deci și dumneavoastră s-ar putea să primiți de la persoana dragă o invitație, nativii din zodia Taur, în weekend. Să mergeți să vă distrați împreună, să petreceți timp de calitate împreună. Haideți să vedem pentru zodia Gemeni ce mesaje avem pentru weekendul 1-3 octombrie. Se pare că persoana dumneavoastră dragă momentan are niște probleme financiare. Dacă nu vă invită nicăieri, înseamnă că nu stă prea bine cu banii, dar haideți să vedem ce vă mai transmite în continuare. Nu știu de ce, dar mă îndoiesc de dragostea ta pentru mine. Mă faci să simt că trăiesc. Deci e foarte atrasă de dumneavoastră această persoană dragă, dar se îndoiește un pic de sentimentele noastre pentru dânsa, ținând cont de faptul că îi place compania dumneavoastră, e posibil ca în weekend
De asemenea, ca și ceilalți nativi din Berbec și din Taur și nativi din Zodia Gemeni să primească o invitație din partea acestei persoane sau cel puțin să vă contacteze, să mai stați de vorbă. Să vedem pentru Zodia Rac. Nu pot să te scot din mintea mea. Am preferat să te țin la distanță decât să te pierd mai târziu. Mi-ar fi plăcut să nu fie totul atât de complicat. Dacă are anumite probleme de rezolvat, este posibil ca în weekend să-și dedice timpul rezolvării acestor probleme și este posibil să nu aibă timp să vă contacteze, dar nu dorește să vă piardă, se gândește la dumneavoastră tot timpul, nu poate să vă scoată din mintea sa, însă se pare că dorește să vă țină un pic la distanță momentan, pentru a nu vă pierde mai târziu și pentru a-și rezolva mai întâi problemele. Să vedem pentru Zodia Leu. Am pe altcineva. Te rog să mă ierți. Nu îmi place că nu ai încredere în mine. Da, deci deși vă spune că are pe altcineva și vă roagă să-l iertați, tot dumneavoastră vă cere să aveți încredere în această persoană. Dacă spune că are pe altcineva, e posibil să vă roage să nu vă supărați că își va petrece weekendul alături de altcineva. Acum rămâne de văzut. Haideți să vedem pentru Zodia Fecioară. Sunt foarte gelos și posesiv. Ai fost cel mai bun lucru din viața mea. Ce sentimente ai pentru mine? Da, deci este o persoană, după cum recunoaște și dânsa în acest mesaj, geloasă și posesivă, care își dorește ca toată atenția noastră să fie îndreptată către dânsa și cu siguranță în weekend va dori să petreacă timpul cu dumneavoastră, cel puțin să se asigure că nu vă întâlniți cu altcineva. Să vedem pentru Balanță. Te doresc de mult timp. Încerc să închid un capitol dureros din viața mea. Tremur în prezența ta. Deci e foarte atrasă de noastră această persoană dragă. Dar e posibil în weekend să se concentreze mai mult pe vindecarea propriei persoane, a rănilor din trecut pe care le are din relațiile anterioare. Și poate vă va contacta telefonic, dar nu se știe, va rămâne de văzut dacă își va dori chiar să se și întâlnească cu dumneavoastră. Haideți să vedem pentru Zodia Scorpion ce vă transmite persoana dragă pentru weekend. Nu mai am răbdare, trebuie să ne despărțim. Wow, să sperăm că nu urmează chiar în weekend o despărțire. Îți sunt fidel. Deși vă este fidelă această persoană, poate că aștepta de la dumneavoastră mai multă afecțiune, mai multă atenție, nu i-ați acordat-o. Vreau să te protejez. Acum este posibil ca dacă nu a primit atenția pe care și-o dorea din partea dumneavoastră, să dorească să se despartă de dumneavoastră, dar nu vrea nici să vă rănească. Poate de aceea vă și transmite că totuși tot la dumneavoastră ține, vă este fidelă această persoană, dar se pare că dacă au fost niște neînțelegeri, nu mai are răbdare. Este depășită de aceste probleme și vrea să se despartă. Acum rămâne ca în weekend să mai discutați, poate totuși găsiți o soluție și o cale de împăcare. Haideți să vedem pentru săgetător ce mesaj avem. Mi-aș dori să-mi dai un semn că te gândești la mine. Iată, în weekend dați un semn acestei persoane că vă este dor de dânsa. Pentru că dânsa se pare că se gândește la dumneavoastră. Poți să mă respingi de 1000 de ori și tot nu voi renunța la tine. Îmi place când mă tachinezi. Deci iată, chiar dacă o respingeți, această persoană se pare că se simte și mai incitată
și mai dornică de a vă cuceri. Așa că în weekend, cu siguranță, veți primi o invitație, depinde de dumneavoastră, din partea acestei persoane, depinde de dumneavoastră dacă o veți respinge sau nu. Cert este că în cazul în care nu veți accepta cu ușurință această invitație, această persoană va mai încerca să vă invite și altă dată. Haideți să vedem pentru Capricorn. Trebuie să mă concentrez pe vindecarea mea. Deci în weekend e posibil să acorde mai mult timp propriei vindecări decât să vă acorde dumneavoastră atenție. Deși spune că sunteți foarte sexy, încerc să fiu o persoană mai bună. Da, încearcă să își vindece anumite rând din trecut, să devină o persoană mai bună. Este foarte atrasă de dumneavoastră această persoană dragă, dar rămâne de văzut dacă își va face timp pentru dumneavoastră în weekend, pentru că spune că trebuie să se concentreze pe vindecarea sa. Haideți să vedem pentru Zodia Vărsător primul mesaj. Îmi pare rău că nu ți-am acordat timpul și atenția pe care le meriți. Poate în weekend o să fac acest lucru, dacă tot îi pare rău. Sunt îndrăgostit de tine. Prefer să mint decât să recunosc că există altcineva în viața mea. Nu este ok să mintă. Dar este posibil să primiți și dumneavoastră un telefon de la această persoană. Poate chiar să-și dorească să vă întâlniți. Deși se pare că își va face cu greu timp pentru că mai are și pe altcineva, cum rămâne de văzut. Să vedem și pentru Pești ce mesaj avem de la persoana noastră dragă pentru weekendul 1-3 octombrie. Sunt multe lucruri care mi-amintesc de tine. Poți să mă ierți? Meriți pe cineva mai bun. Da, deci această persoană se pare că se consideră inferioară dumneavoastră și deși este nostalgică, se gândește la dumneavoastră, este posibil să se retragă pentru moment din această relație pentru că consideră că meritați pe cineva mai bun și speră să-l iertați că nu vă va acorda atenția pe care sperați să vă acorde. Aștept în comentarii părerile dumneavoastră despre acest gen de etalare. Vă doresc un weekend minunat, cu multă iubire, înțelegere, armonie. Și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!